Salut, camarazi! Am lipsit un pic de pe ecran. Am fost răcit, am răcit marți la țară, am răcit... mi-a fost destul de rău. Vreo 40 ceva de ore n-am mai mâncat nimica. Am trăit 40 ceva de ore cu aspirină și cu o cană de apă, știi, ca să las corpul să lucreze contra răcelii. Și... am făcut și o greșeală, am mâncat cam multă carne de pui și mi s-a și aplicat, deci s-a adunat mai multe, știi? Oricum sunt mai bine, nădușesc, deci asta e semn de spre bine. O să vă vorbesc acum în câteva minute despre un subiect care îmi stă așa la suflet, să zic, și... diseară cred că o să fac un live, ori mai târziu, mai la 6, ori mai diseară de la Îngerul meu Păzitor, că mâine plec chiar la țară. Știți că acum câteva zile v-am vorbit despre o cuadrigă formată din 4 persoane care atacă Biserica Ortodoxă Română, adică purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu. Se pare că el e șeful bisericii, nu prea fericitul Daniel, pentru simplu motiv că în 92 s-a hotărât punerea lui Daniel Ciobotea ca prea fericit al României și cine a decis asta a fost licheaua de Andrei Pleșu, paleologul Papa Hagi și toți ăștia care sunt cu George Nebunu, știți? Și după cum ați văzut și voi, se pare că purtătorul de cuvânt al Bisericii Române, ăla e de fapt șeful Bisericii Române, dar eu știu și că în 2000 de ani biserica numai aici a fost. Acum 2000 de ani oamenii mergeau bucuroși în arenele cu lei, unde erau sfâșiați de lei, de tigri, de leoparzi pentru credință. În 2000 de ani nicio biserică n-a mai rămas la fel. Biserica trăiește tot în lumea materială în care trăim noi și a devenit ușor de lovit biserica sau bisericile pentru că au devenit corupți sau s-au obișnuit la borcanul cu miere, pentru că în ultimii 2-3 ani am umblat pe multe biserici, schituri, mănăstiri și pot să vă zic așa din experiență, la Crețulescu, acolo la sala Palatului, sunt doi preoți care umblă cu sacoșele pline de pomeni de la babe, dar nu-ți dau un covrig nici să mor, știi? Deci asta nu e creștinism, e câinoșenie. După aia... mulți dintre stareții mănăstirilor și ai schiturilor fac afaceri, cunosc chiar personal, cel puțin unul, care în magazinul mănăstirii vinde produse făcute de familia lui, știi? Deci omul a transformat mănăstirea într-un fel de magazin privat, înțelegeți? După aia, unii dintre ei o țin numai pe călătorii la Ierusalim, pentru acolo e mormântul sfânt, dar mai dau și pe la Istanbul, mai dau și pe la Paris, pe banii la fraier, știți? Cred că vă dați seama și voi că stareții sunt și manageri, știți? Și deci oamenii... bineînțeles că trimet ploconul la șeful lui erași, la episcop, că e din Giurgiu, că e, eu știu, din București sau din altă parte, dar nu uită să bage și la el în trai, să știți cum se zice, cine împarte, parte își face. Așa, deci prin faptul ăsta că biserica a devenit coruptă, sau o parte dintre ei au devenit corupți, nu mai au nimica cu creștinismul, biserica a devenit vulnerabilă, înțelegeți? Deci am trecut de la faza în care creștinii mergeau bucuroși în arenă să fie sfâșiați de lei, de tigri, de pantere,
pentru credința aia era adevărata credință. Oamenii mergeau la moarte bucuroși pentru că mureau pentru credință, pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru Dumnezeu. În ziua de azi, mulți au devenit afaceriști, plus că de pe vremea comunismului, Biserica Ortodoxă, dar și celelalte biserici, catolică, greco-ortodoxă, adventiști, penticostali, baptiști, toți au fost infiltrați de securiști. Mulți din cei care astăzi sunt preoți au și grade de la securitate, știți? Deci, toți preafericiți, începând cu Marina, primul preafericit al României Populare, pus de primul președinte al României, Gheorghe Gheorghiu Dej, pentru că în momentul când Gheorghiu Dej și Ceaușescu au evadat în lagărul de internare de la Târgu Jiu, i-a ținut el, i-a cazat el vreo 4 zile la el, preotul de țară, Marina. Și cum a devenit, cum a luat președinția Gheorghiu Dej, cum a terminat-o Bana Paucă și a câștigat lupta de putere, l-a și pus prea fericit pe Marina, pe preotul ăla de țară. Și după aia și Justinian și toți care au fost până astăzi au fost niște marionete, pentru că așa cum e și în politică, cum bolovanul de neamț nu e, el e de formă președintele țării. România e condusă de alții, el e doar o paparudă pus acolo la în vitrină, știți? Așa și în biserică, după cum vedeți, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu, el e de fapt șeful Bisericii Ortodoxe și vrea să o și distrugă, știți? Deci, concluziile le trageți voi. Pentru mine e o chestie că biserica, prin faptul că s-a spurcat, să zic așa, la borcanul cu miere, e vulnerabilă, știți? A devenit, se poate fi atacată, poate fi distrusă, pentru că nu mai e credință, sunt numai afaceri, interese și e vorba despre bani, pentru că trăim într-o lume materială și biserica trăiește și a toată lumea asta materială, înțelegeți? Deci toți stareți ăștia, episcopii, nu știu ce, toți trăiesc trai pe vătrai, biserica tot ce câștigă ea din lumânări, din vânzare, din vin, din nu știu ce, își bagă în foc, își bagă în bugetul lor. Noi plătim salariile la preoți, nu mi se pare normal ca ateii să plătească salariul la preoți, nu? Dacă biserica are hoteluri, are tipografii, vinde milioane de lumânări, vinde una alta, poate să se financeze singură, biserica nu plătește impozite, deci nu mi se pare normal ca oamenii care, să zicem că sunt atei, să-i plătească pe preoți care ăla să cânte toată ziua și nu știu ce, nu? Mi se pare că am trecut de faza asta a creștinismului, se pare că mergem spre treburi mai perverse, mai obscure, nu știu ce să zic, aștept părerea voastră, dar mi se pare că suntem pe un drum greșit. După părerea mea, toate bisericile sunt infiltrate de către francmasoni, sataniști, care ar trebui, de fapt, expulzați din România. Deci, camarați, mai târziu ne auzim cu un live. Sper că mă simt mai bine, vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarați!